Și zici că te-am încărcat cu 10 zile de prașină, bă, Ioane? Așa? Păi, eu știu că le-am făcut. În 2 ani de când sunt aici, numai tu nu te-ai dat pe brajdă. Așa? Păi, cucoane, am casă grea. Apoi eu n-am casă grea, mă, Ioane. Vezi bine, 4 copii aici, 2 fete la oraș în pension. Aoleu, ai și la oraș. 2 băieți la Paris. Săraci de noi. E, vezi că și eu am greutăți, bă, Ioane. Da, cucoane, însă eu zic că fiecare să-și crească copiii. Apoi eu ți-i dau ție să-i crești, mă, Ioane. Nu, cucoane, dar cu prașila drept și drept. Stai să-ți dau eu drept, mă, Ioane. Se apropie de țăran și începe să-i care la pumni în cap. Țăranul iese năucit și se duce la primărie să se jeluiască. După un ceas se ivește primarul cu căciula în mână la poarta boierului. Dar ce-a făcut blestematul ăla de Ion Cocoane? Nu-i treaba ta, primarule! Ia vezi să am mâine oameni la muncă și nu uita de datoria aia, știi? Că păi bine, Cocoane, stă-l mâna! A doua zi, Ion se duce cu o petiție la subprefect. Acesta pune rezoluție recomandând petiția primarului. Primarul, văzând pecetea tactului, zice țăranului: ce mi-o dai mie? Arată-o boierului! Ce să mă bată iar? Arată-o dumneata! Ba, eu nu mă duc la el, că mă apucă de datorii! Țăranul se duce la târg cu chirie și dă o hârtie prefectului, jeluindu-se de încărcare la datorie din partea arendașului și de bătaie. Prefectul nu-și mai vede capul de treburi, căci e aproape să se declare o dizidență partidul local guvernamental și dacă guvernul pierde câțiva partizani, pierde și el funcția și are familie grea. Deci recomandă subprefectului plângerea țăranului și subprefectul, având de regulat oarecare interese private cu arendașul, trimite pe țăran acasă spunându-i că ajunge pe drum. Și ajunge, în adevăr. Și îl și lasă. Sosind în comună, trage firește la arendaș. Mănâncă, bea bine. Doarme un ceas, două, vine la primărie la braț cu arendașul și cheamă pe țăranul cu hârtia la cercetare. Îndată ce țăranul se ivește, arendașul, roșu de furie, începe să-i strige: opim, carule! Mă băligarule! Supurlonule! Să mă dai tu pe mine în vileag! Se apropie încet de el și începe să-i care la pumni în cap. Prefectul zice cu blândețe: Cocoane Arghir. Însă arendașul e prea mânios ca să-l audă. Dă înainte și tocmai după ce obosește, iese pe ușă răcnind: 7 saturi de cercetare. Când țăranul își mai vine puțin în fire, subprefectul îl întreabă: hei, ia spune, cum a fost?
Păi, dumneata, nu vă duș. Lasă asta! Hai la altă! Hai la altă, întocmai ca și asta. Încă una și zac toată vara. Și la iarnă mor de foame. E, mai bine îi fac acele 10 zile și Dumnezeu o să știe. Ei, uite așa mai vii de acasă. Măi, omule, când țăranii și arendașul trăiesc bine, le merge cu spor la toți. Înțelegerea, dragostea între săteni și arendași este mana lui Dumnezeu pentru unii și pentru alții. Că nu înțelegi tu, omul cu bine și cu pace, mă înțelegi, devine că poate pentru ca să înțelegi, să, cum să zic, să în sfârșit să fie toate cu bine și cu pace. Și tot așa, un ceas întreg, sub prefectul îi dă sfaturi, ne uitând la vorbi de grija guvernului pentru țărani, de legile ce le face guvernul pentru apărarea țăranilor și celelalte și celelalte. Apoi face un raport prefectului, răspunzând la rezoluție că părțile s-au împăcat.